altă dată. Eu sunt Dălin Cardemuzi și bine am găsit la un nou episod de Skyblock. E bine, am luat-o de la zero pentru că unii spuneau că ne-am m-am picat în void. Dar desigur că nu iau damage pentru că am gadul activat din greșeală. Pentru că atunci când fac treaba de owner, trebuie să stau cu gad să fac niște chestii. Bun, unii spuneau că avem insula din game mode 1. Oricum asta nu e adevărat și nu doar pentru asta am început de la zero. Puteam să reluăm insula pentru că nu aveam salvată. Mulți, atunci zici nimic, auzea? Ba da, prezent aici. Așa, dar îmi pare că mă plictisisem de insula aia și am zis totuși să facem ceva diferit. Fiecare cu insula lui și bine, o să facem un pot ceva între cele două insule. Dar o să fie... O să fim fiecare separat. Când la început ne vom dezvolta pe cont propriu. Nu știu, zic că e o idee mai bună și dacă vă place și vouă această idee, apăsați butonul de like. Tepetoglgle. Bun. Hai să începem acum să ne dezvoltăm ca la început. Eu o să încerc să nu-mi stric prea mult insula. De aceea voi strica... nu copacul ăsta, mai bine îl stric pe ăsta la altul. Și voi face o platformă sub ea, undeva pe acolo, ca de la departare să arate ca un design. Și toată munca se va desfășura pe insula lui Mujdi, tot grosul. Ești de acord, Mujdi? Da, la început mă gândeam că fiecare o să facă resursele minime pe insula lui. Păi da, fiecare cu gener. Avem vreun generator ascuns pe undeva? Din câteva aduc aminte, nu. Și cufărul e tocmai... Ba, uite că e, mă. Unde? Unde? În uite, ce parte? Fiare. O vezi pe mine? Uh-huh. Uite pe rândul ăsta. Pacia. Ia, să mă uit. Dacă s-a pupat... Sunt bun copac. Da, da, tocmai copacul ăla îl spărsesem eu. Yep. Bun, deci aici avem generatorul ascuns. Vom avea nevoie să accesăm cuferul. Ok, și... Oh my god, fail. Deci v-am spus, voi încerca să nu stric prea... Băi, am dat click de data pe cover, frate, de ce mi s-a pus blocul ăsta aici? What the fuck? Poate erai pe shift. Păi da, sunt pe shift. Așa, bun. Iau... Atunci când pui anumite blocuri pe shift, ți le dă place. Ți dă place, mai ales. Dacă vrei să utilizezi ceva. Mhm. Bun. Facem un crafting table. Punem repede aici și începem să ne dezvoltăm iar că l-am început. Doamne, ce dor mie de chestia asta. Mie, sincer, îmi place mai mult pentru că mă plictisisem de insula veche și mă gândeam la treaba asta de foarte mult timp. Sper să nu mor. Ok, uite, fine. Generăm acum cobblestone. Gârlă. Ia uite și iron, foarte tare. Sper să nu pici diamond, că nu am cu ce să-l iau. Bun. Yep, 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 yep. Ia și să fie așa. Tu ce te faci acum? Tot minezi? Nu, acum am apucat să minez eu. Bun. Și o să fie mult mai tare așa. Deci eu chiar cred că o să fie mai apreciată seria. Ce? Mi-a picat diamond. Eu acum mai trebuie. Mi-a picat emerald. Stai că sparg așa. Asta oh my god, încă un emerald după. Bă, nu. Emeraldul se sparge destul de repede. Mm-hmm. Mai trebuie bucată de iron doar, atât. Atât, mă. Hai, dă-mi una. După cum știți, a rămas oricum destul de OP Skyblock-ul. Tot la fel de fain. Hai, frate, cu iron. Un iron. Oh my god, mi-a picat diamond. Hai că-l sparg așa. Eu numai col mi-a picat până acum, n-am mai văzut așa ceva. Uite, iron, gata, yes. Yes, așa, bun, crafting. Furnace. Ia uite, bă, s-a făcut zi, ești nebun. Așa. Bam, foarte tare, mamă, deci începuturile astea sunt cele mai faine. Nu cumva avem noi două cufere. Parcă mai avem unul ascuns pe undeva. Doar unul avem, Mujdi? Sau două? Sunt două, sunt, e unul pe insulă și unul pe aura insulei. Cum adică aură? Adică, fii atent, e notat cu lână locul, what the fuck. Unde e? Chestia unde e lână? Da. Ok. Ce credeai că e acolo? Nu, și am crezut că e nisip. Și chestii, nu știu. Stai. Că vreau să o pun la loc după. Ia auzi.
A, deci chiar aici nu mă gândeam să fie Chris. Oh my god, am spart luna și nu-i nimic. A, lol, e sub sand, nu e sub... A, păi și momentan o să folosesc astea. Punem așa. Doar ca să știu că aici e un cufăr. Bună astea dacă mi s-a topit ăsta. Și vom încerca să facem drum către mușchi cu cobblestone-ul strâns. Facem așa un podrăj. Bine, pe parcurs va fi mult îmbunătățit ca și design și vizual așa. Dar momentan îl facem țigănesc cu o simplă linie de cobblestone ca să îngiși noi pe insula lui. Dar mă, și nu știu, tot are probleme pentru că și văd că își oprește microfonul foarte multe ori. Cred că fac ai lui curat prin casă, parcă. Că pe insula vedeam că se mișcă, da. Da, mă, se mișcă. Aha, și acum te-ai scos, acum te-ai scos de pe mute. Este view? Nu. Și am unit Londra de... Nu, am unit restul Europei de Marea Britanie. Gata, ai făcut tu podul? Păi, cum să nu, am venit aici să văd ce, pe aici, ce ai făcut în lipsa mea. Ia sunt. Ce urât, vai, ce urât, vai. Vai, ce urât. Nu fie, nu fie identic, știi? Nu identic la generator, i-am făcut mai șmecher. Ia, eu am săpat acolo ca ultimul țăran. I-am făcut frumos aici, vezi să nu... Și-a scurt. Uite, nu vezi frumos? Ia să pun și aici. Așa, așa. Bă, 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 știi că acum avem un avantaj? Mm. Avem două slime blocuri. Și, a, atunci l-am pierdut, mai ții minte? Hai să facem noi altul. N-am mai făcut. Nu. Ia, fede. Așa. Și bam, avem aici ăsta de iron. Yes. Și acum putem sparge tot ce ne pică. Whoop. Ce ai făcut acolo? Am sărit pe strada. Unde? La mine pe insulă sau la tine? Da, la tine. Ia. Ia arată, nu știu. Păi pacia, pacia, apoi pacia, pacia și apoi te arunci. Vei grijă să-l pici. Oh my god, era să pic. Vezi că am făcut aceeași greșeală. Ia uite, zice cineva, ești cel mai tare cu mușdei. Nu știu, nu știu, M. Andrei. M. Andrei. M. Andrei, mă. Hai să facem, nu sună cunoscut. Hai să facem... Stai să vezi că iar am făcut aceeași prostie ca și în sezonul trecut. Mm. Ia ghici. Ce? Că fansurile nu se mai fac la fel în nou. Ah, my god, da, știu. Am făcut o groază de bețe, am 30 de bețe. Da, deci putem să numim ăsta sezonul 2 de Skyblock. Deci asta e sezonul 2, episodul 1 de Skyblock. Dacă vrei să continuăm în formula asta cu insule separate și să ne dezvoltăm singuri, apăsați și vă butonul like să vedem dacă chiar vă place ideea asta de a ne dezvolta, pe cont propriu. Pac. Nu mă întreba ce căută la tine în copac. Pe să nu fur chestii, nu știi? Da, e plin acolo. În copacul meu. În copac. Bun, nu știu ce să fac. Hai să minez în continuare, să îndeplinez măcar primul challenge de a avea 64 de bucăți de cobblestone. A, n-ai avut? Era terminat, cred că. Dar nu l-am completat. Acum îl completez și eu. Dar hai să nu părpădesc ăsta de iron. Dar? Pentru că l-a folosit doar dacă pică ceva, gen diamond sau emerald sau gold. Te aud aici, o, ok. Acum mugi acolo o tigaie. N-am mai updatat mesajul, nu? Aleluia. Ia uite așa, bam 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 bam. Uite, spargă așa mai repede parcă. La skyblock-ul agresiv nu pot repara un item împreună cu un anvil. Păi fiți atenți, dacă jucați cu launcherul de 1.8 și jucați pe skyblock-ul 1.7, nu se vor aplica lucrurile de 1.8. Chiar dacă se făceară acolo levelul de 1.7. Nu, pe bune. Am mai văzut chestia asta, adică gen... Ia uite, diamond. Încercați să înțelegeți. Puteți să jucați acolo, dar la XP vă cam fură 1.7-le, sincer. Da. Vă cere și asta, cum se cheamă? E mai greu. Nu, adică e pe... Îți cere 30 de level-e, mereu.
Aici nu mai e așa. Odată ce ai făcut level 30, îți trebuie doar 3, ca nici la 27, apoi iar 3 levele și pac. Îți ia doar 3 levele când ai încercat ceva de item 30. Ia uzi, ce fain. Hai că mai am doar puține bucăți de cobblestone și ne facem challenge-ul ăla și cred că ne oprim acolo pentru primul episod. Deja a durat cam mult. De asta hai să fac și eu challenge-ul ăla și după încheiem și noi șmecheria. Și scrieți în comentarii dacă vreți să continuăm în formula asta. Pentru că știți că părerea voastră mă ajută enorm de mult, să știu. Și desigur dacă sunteți de acord, apăsați și like. Pentru că, nu știu, primele like-urile când văd acolo multe like-uri, chiar mă motivează. Asta e singura motivație pe care mi-o puteți voi aduce și să, ca atunci când scrieți în comentarii lucruri bune, pozitive. Bun. Ai cam 64, gata. Ai făcut? You have not unlocked this challenge. Cum adică? Complete cobble stone. Cum ai bă, n-am deblocat acest challenge deja. What the hell? Cum ai dat mușdi? Mușdi. Stai că a murit. Cum fac asta? Dai C complete. Am făcut asta. Cobble stone generator. Complete cobble. De fapt, dai stai, dau C list. Oh, C help. Cobblestone. Ah, nu există asta, ok. Cobblestone generator. Așa, nu, atunci e cu spațiu. Cum se numește, mă? Că e, nu știu, e... Se numește cumva, dar nu știu cum. Ah, legat, cobblestone generator legat. Da. Ok, și mi-a dat 3 bucăți de lână. Yes. Bun, hai să punem și noi o torță dacă avem. N-avem. Ah, bă, da, uite, avem. Să nu se spawneze țigani, mă. Pac. Așa. Hai să mai punem și pe aici una. Pac. Ok. Bun. Hai să terminăm și episodul ăsta. Stai, mă, așa să pun torțe. Dacă tu nu vrei să pui, eu spun aici pe ei. Am mai pus. Ia. Ok, imediat încheiem, dar da, așa să pun tot ce peste tot, mă. Să fie lumină, mă, să fie lumină. Ok, băieți, cam atât pentru primul episod. Aici aștept în comentarii părerea voastră, că sunteți de acord să continuăm așa. O să fie mult mai fain, zic, acum ne dezvoltăm pe cont propriu. Eu am fost The Link, alături de Mușdi, care nu prea a putut vorbi în acest episod pentru că părinții lui au avut ceva de lucru pe fundal și vă dați seama că se auzea nasol zgomot. Totuși ne-a onorat cu prezența lui mirifică. Și ne auzim curând. Mușdi, dacă poți să spui și tu ceva, am sunat. Poți? Pa, pa. Pa, pa. Pa.